Bună dimineața, prieteni! De câteva zile, trupele israeliene sunt în Gaza City, unde își croiesc drum cu buldozerul blindat și distrug succesiv punctele de rezistență ale Hamasului. În același timp au cam căzut legăturile internet și telefonice, la care veștile de acolo sunt foarte filtrate, vin cu țirita. Ce se întâmplă? Ce se va mai întâmpla? Cât va mai dura? Mai întâi trebuie să constatăm faptul că Hamasul stăpânește de 17 ani Gaza. În acești ani, gruparea teroristă a transformat orașul într-o adevărată citadelă. Sute de clădiri fortificate, unite printr-un prânjeniș de tuneluri, având dedesubt depozite, ateliere și cazerme. În esență, este un raion fortificat deghizat în oraș. În principal, la suprafață, este vorba de case fortificate, în general cu 2-3 etaje. Tancurile nu pot să ridice țeava tunului mai mult de 20 de grade, deci nu pot lovi mai sus de primul etaj. De aceea, etajele 2 și 3 ale acestor case sunt amenajate cu ambrazuri pentru arme automate și rachete antitank. În general se folosesc chiar separatoarele de sens luate pe șosea, care sunt amplasate în dreptul ferestrelor sau pe balcoane pentru a oferi protecție împotriva armelor grele israeliene. Când blindatele israeliene intră pe stradă, pândarii dau de știre și zeci de luptători Hamas urcă din încăperile subterane prin tuneluri și ocupă lăcașuri de tragere în respective case fortificate. Când coloana israeliană ajunge la locul dorit, primul și ultimul vehicul sunt aruncate în aer, cu mine plasate din timp sub șosea, blocând înaintarea sau retragerea, iar din casele fortificate se revarsă un potop de foc, făcând maximum de victime înainte ca israelienii să cheamă în ajutor aviația sau artileria. Înainte ca să se întâmple asta, luptătorii Hamas se retrag prin aceleași tuneluri subterane. Aceasta a fost tactica care a fost aplicată pentru prima dată în 2004 în orășelul irachian Fallujah, unde vreo 4.000 de luptători din Al-Qaeda au ținut în șah vreme de mai multe săptămâni infanteria marină a Statelor Unite. A fost în aprecierea unanimă cea mai sângeroasă bătălie dusă de infanteria marină americană de la războiul din Vietnam încoace. Oare la fel se vor petrece lucrurile și în Gaza? Ei, nici chiar așa. Din cauza faptului că, între timp, armata israeliană a construit un poligon de antrenament, unde a refăcut exact sistemul acesta de tuneluri fortificate, iar între timp, la Mosul, tot în Irak, s-a experimentat o metodă de luptă cu succes împotriva acestui gen de fortificații. În urma confruntării de la Mosul, care a fost în iarna 2016-2017, s-a pus la punct o strategie în 5 pași, așa numitul protocol Mosul, care este aplicată în momentul de față în Gaza. În primul rând este vorba de izolarea câmpului de luptă, pentru ca să nu aibă niciun fel de ajutor din afară cei asediați. Să nu aibă ajutor în muniție, hrană, echipamente, dar și în informații. De aceea, ca o primă măsură, s-a întrerupt alimentarea cu electricitate, s-au întrerupt rețelele internet și au fost distruse toate camerele de televiziune pe care Hamasul le instalase pe clădiri. Apoi au urmat 3 săptămâni de bombardament continuu, exact ca la Mosul. De un secol, psihologii militari studiază impactul bombardamentului asupra psihicului combatanților. Chiar dacă ei sunt sub pământ la adăpost, totuși ecoul exploziilor se propagă adânc în subteran, ca și praful de moloz. Practic, asediații nu reușesc să doarmă decât câteva minute. După 2-3 săptămâni de nesomn, deja luptătorii Hamas au reacții mult întârziate. Eficiența lor în luptă este mult afectată.
După aceea urmează demolarea, distrugerea sistematică cu aviația și artileria a clădirilor amenajate pentru rezistență. Aceste clădiri fortificate nu sunt locuite, fiindcă tot parterul și etajul întâi e zidit ca să nu poată pătrunde geniștii israelieni. În schimb, au instalate generatoare și ventilatoare care deservesc partea subterană a dispozitivului, tunelurile și cazărmie subterană. Aceste generatoare și ventilatoare au o amprentă termică specifică, care apare și pe filmările în termoviziune prezentate de televiziune în lumea întreagă și care sunt de origine israeliană. Această amprentă termică specifică le determină ca fiind ținte. Este atacate aceste clădiri pe rând prin implozie. Proiectilul trece prin 3-4 planșee și explodează la parter, tăind stâlpii de rezistență, astfel încât etajele se prăbușesc unul peste altul, peste temelie, ca un doboș de beton armat, blocând accesul și aerisirea subteranelor. În momentul de față, noi suntem la pasul 4. Pasul 4 este pătrunderea efectivă terestră în Gaza. Această pătrundere a fost bine exersată timp de ani de zile la poligonul Tselim din Neșertul Negev, unde au fost reproduse fortificațiile Hamas în mărime naturală pentru a permite cercetașilor și geniștilor izraelieni să se antreneze bine. În momentul în care ținta este găsită, după care este lovită din aer sau cu artilerie, se intră cu tancurile. Nu mai are cine să declanșeze minele pentru a bloca cu aceste grupuri de blindate care atacă de-a lungul șoselelor. Practic, înaintarea aceasta durează o săptămână și pare a se fi încheiat în momentul de față, astfel încât să se delimiteze zona de luptă în felii. În Gaza există 3 mari structuri subterane care trebuie să fie izolate una de alta. În acest mod este dezarticulat sistemul de apărare al celor din Hamas. Fiecare dintre aceste felii de fortificații va trebui să se descurce singură. Nu vor putea să facă schimb de logistică, de muniție, de combatanți, nu se vor mai putea sprijini prin foc una pe cealaltă. Nici măcar comunicațiile telefonice nu mai funcționează. După ce vor reuși separarea acestor 3 structuri, israelienii vor începe, au început deja, văd, să exercite presiuni, astfel încât să cucerească, să lichideze punct cu punct structurile supraterane și subterane ale acestor obiective. Lichidarea treptată a celor 3 nuclee de rezistență poate dura luni de zile. La Mosul a durat 6 luni de zile. Practic, se ia pas cu pas terenul, precum ați văzut, se nivelează molozul, astfel încât aerisirile puțurilor și generatoarele electrice să fie astupate. Acolo unde nivelarea cu buldozer nu este posibilă, se folosește spumă de cianacrilat, spumă de picătura. Este o chestiune absolut îngrozitoare, se introduce cianoacrilatul în tuneluri și acesta se umflă ca un burete, blocând accesul, sigilând și sufocând pe cei care sunt prinși în acest spațiu. Treptat astfel, Hamas este nevoit să se retragă din tunelurile respective până într-un colț îndepărtat unde ultimii combatanți vor fi la primăvară sub asediu.
Vă dați seama, presiunea este foarte mare și după mai multe luni petrecute în subteran și sub bombardamente, este de așteptat ca și liderii Hamas să cedeze și să se predea. Este cel puțin ceea ce urmărește armata israeliană. Dar grija noastră în aceste momente se îndreaptă spre populația civilă, nu spre teroriștii Hamas. Populația civilă este prinsă deocamdată între linii, în sensul că se află pe câmpul de luptă și vorbim de sute de mii de civili palestinieni. Trei sferturi dintre ei n-au avut niciodată de-a face cu Hamas, n-au nimic comun cu această mișcare teroristă și ar încerca ei să fugă de pe câmpul de luptă, dar până acum nu i-a lăsat Hamas. Acum vedem că Hamas a pierdut controlul, populația atacă rezervele de hrană, ceea ce înseamnă că aceste rezerve, aceste magazii de alimente nu mai sunt păzite. În momentul în care armata israeliană va stăpâni cât de cât situația, probabil la presiunea Organizației Națiunilor Unite, va deschide accesul de-a lungul litoralului și paralel pe șoseaua Saladin, va deschide accesul populației civile spre sud, spre Han Yunis. Evident, nu vor fi lăsați să treacă decât femeile, copiii și bătrânii, fiindcă ceilalți locuitori din Gaza vor trebui filtrați, vor trebui verificați, să nu cumva să se strecoare și combatanți Hamas printre ei. Vă dați seama că lucrurile acestea vor dura și vor face victime, totuși nu foarte multe, fiindcă se acționează cu prudență. La Mosul, oraș cu 1,6 milioane de locuitori, deci comparabil cu Gaza City, s-au înregistrat, conform jurnaliștilor care au fost de față, între 9 și 11 mii de victime civile. A fost tragic, dar nu este o tragedie covârșitoare. Din păcate, în războaiele actuale, civilii sunt cele mai numeroase victime. Iarăși, evident, bătălia nu va decurge conform tipicului din aplicațiile israeliene și nu va decurge exact așa cum a decurs la Mosul. Napoleon a lăsat un dicton: niciun plan de bătălie nu rezistă primei confruntări cu inamicul. Fără îndoială, și Hamas a studiat modul în care au fost lichidați insurgenții din Mosul și încearcă să evite acea soartă. S-ar putea de să avem surprize. Surprize sunt, la care mă aștept eu, trei. Prima: ce se va întâmpla cu jumătatea sudică a fâșiei Gaza? Deocamdată efortul militar se concentrează în nord, Gaza City, dar asta nu înseamnă că în sud, Khan Yunis, Hamas nu are baze de atac. Are acolo alte trei raioane defensive subterane. Va urma un asediu similar? Unde va fi trimisă populația civilă? Înapoi în nord, unde orașul este practic ras ca în palmă? Nu știm. Nu știm și nu știm cum se vor descurca civilii. A doua mare necunoscută este dacă perspectiva unei înfrângeri a Hamas în Gaza nu va declanșa reacția surorii sale mai mari, Hezbollah din Liban. În acest caz am asistat la o diseminare a războiului. Sper că nu va fi cazul, din cauza faptului că liniile de aprovizionare ale Hamasului sunt foarte lungi și pot fi atacate. Acesta este sensul prezenței în Mediterana de Est a două portavioane americane. Din alt punct de vedere, a treia necunoscută este cea privind soluționarea politică. Nu este posibil o soluționare militară integrală. Mai devreme sau mai târziu, autoritatea palestiniană va trebui reinstaurată în Gaza, fiindcă așa prevăd acordurile internaționale. Problema este când se va ajunge la asta și cum se va ajunge la o stabilizare a situației. Vă mulțumesc, prieteni!